Moș, e așa între doi oameni patrioți și adevărați ai acestei țări, care de fiecare dată știu și au curaj să spună tot ce au pe inimă și pe suflet. Ori asta de fapt și ne deosebește pe noi de ceilalți, de grupările astea, cum le-a spus Alexei și domnul Verejanu, criminale. Uitați că atâtea lucruri urâte se întâmplă în țara asta, dacă am uitat să le numărăm acum, nu ne-ar ajunge timp nici până mâine dimineață, dar ei nu știu nimic altceva decât să tăbărască câte 10 polițiști pe Alexei Lungu, să facă show, să facă circ și, bineînțeles, să-și bată joc de oamenii care vin și spun ceea ce au pe suflet și pe inimă. Iar ceea ce se întâmplă în instanțele astea de judecată e chiar este o tortură și o bătaie de joc, pentru că pentru cele câteva pirojace, cum le ziceau din alegerile de la Bălți, uitați că am ajuns, câți ani sunt de atunci? Am ajuns încât să doamna Tauber să se judece. Iar ca să le facă și mai mare rău conaționalilor noștri din Găgăuzia, uitați că au pornit acest pressing și această luptă împotriva Bașcanului, împotriva acestei doamne deosebite care face atâtea lucruri frumoase pentru autonomia găgăuză. Orilor, cu siguranță nu le place și nu o să le placă niciodată aceste acțiuni ale echipei domnului Șor, din care face parte și Svetlana Popan și, bineînțeles, Bașcanu Găgăuzii, și care împreună fac atâtea lucruri frumoase. Ei, în loc să prindă criminalii care se împușcă pe drumuri în capitală, ei merg și stau și interzic constructorilor să construiască Găgăuz Land-ul, care trebuia să fie, asta era a doua dată care trebuia să fie dată exploatare la data de 1 iunie, dar ei stau și tăbăresc acolo pe constructor și îi încurcă să își facă treaba. Un lucru deosebit de urât, un lucru deosebit de neplăcut și, cum v-a spus și domnul Verejanu, uitați cum deja și banii care își vând casele, apartamentele, oamenii și acei bani îi extrag, îi iau și sub pretext, sub nu știu ce fel de pretext. Dar nu-i departe momentul când toți, dar absolut toți, începând cu cel mai de rând polițist care a încercat măcar cumva să încalce legea și terminând cu, bineînțeles, cea care face tot acest rău, Maia Sandu, vor răspunde. Și vor răspunde cu vârf și îndesat. Pentru că nu ai voie și n-ai dreptul să-ți bați joc de poporul tău. Iar legea bumerangului încă nu a anulat-o nimeni. Așa că noi suntem siguri de victorie, indiferent ce o să decidă azi, indiferent ce o să decidă mâine instanțele, victoria oricum va fi a noastră. Iar acum eu vreau să vă spun un lucru, că domnul Climenco nu și-a băut cafeaua de dimineață, iar cafeaua lui cea mai dragă este, știți voi care? Jos Maia Sandu! Jos Maia Sandu! Jos!